Registrare pornetto. Așadar, din nou, a sosit ora exactă, exact ca la clasă, când a sunat ceasul, nu, nu, când a sunat clopoțelul, nu? La voi cum era, sonerie sau cu ce era, cum? Clopotul. Clopoțelul, da. Așadar, suntem de nou la lecție. Uite că tabla nu-i șteasă. A rămas, compar numele, este 2 la 30, 3 la 20, nu? Și să faci adunarea asta. Deci asta era tema. Să vedem, Mărica, hai să vedem cum ai gândit. Nu te-ai gândit, cred că să ridici la 2 la 30, că nu e posibil. Da. Cum ai... cele două puteri, 2 la 30 și 3 la 20, nu au aceeași bază, nici exponenți. Da. Baze diferite, exponenți diferiți. Care a fost ideea? Să le... cum să zic? Să le transform într-o... Să aibă aceeași bază? Nu, că nu se poate. Nu se poate, sigur că da. Doar să fie doar un număr și la exponent și la bază. Deci da. Nici nu au nici varianta cu același exponent. Trebuie să vină o idee, nu? Trebuie să facem rost de o idee. Sigur, ar fi bine să aibă același exponent, dar cum să ajungem să fie? Da, putem să scriem 2 la 30 ca 2 la 6 totul la 5? 2 la 6 totul la 5, da. Dar nu știu dacă, să încercăm, să merg pe mâna ta, nu? Că... deci 2 la 6, totul la 5. Din ceea ce știm la matematică, din ce știm noi la putere, face 2 la puterea 5 ori 6, 30. De acord. Da. Da. Și acum la 3... cu 20 să fie ceva la 5, ar fi deșteaptă ideea, să știi. Păi da, asta... Zi. 3 la 4, totul la 5. Excelent. Deci pe 3 la 20 să luăm deoparte și să zicem ca fiind 3 la 4, totul la puterea a 5, nu? Că fac tot 20. Corect. E bună inițiativa. Ca să ai, o variantă în care să ai și tu același exponent, nu? 5 da. Și 5. Deci acum, în loc să spui că ai spre comparare numerele 2 la puterea 2 la 30 și vecinul său 3 la 20, perechea asta, o zici echivalent în scriere, să zic așa, ca formă, tu ai spus acum, în loc de 2 la 30 zicem 2 la 6 totul la 5 și vecina sa 3 la 4, totul la 5. Excelent. 3 la 4, totul la 5. Trebuie să-l scriu. Te rog. Dar nu vedeam de mâna ta. De ce ai făcut? Trebuie să fie împărțit sau pur și simplu... Nu, punct și virgulă. Punct și virgulă am pus. Adică... o pauză mai mare? Da? Sau... Și fiind cele două okay. Puteri vecine. Puteam să pun un și lângă ele, între ele, n-are importanță. Important este să înțelegem că e vorba de o pereche de, nume, de puteri despre care sperăm să reușim să ne pronunțăm și să spunem care din ele e mai mare. Ok, gata, am terminat. Așa. Acum, ce spui tu mai departe?
Acum, Fiindcă cele ai 5-5, același exponent, te-ai putea pronunța, dacă despre cele două puteri vorbind, ca și cum asta ar fi o bază, 2 la 6, 3 la 4, o altă bază, să poți ști cardinele mai mare, nu? Deci acum, spre comparare, cine ar trebui să intre da, în discuție? Nu știam cum să mă exprim. Am înțeles, am înțeles. De aceea am și venit în ajutorul tău. Deci spui, acum mut problema aceasta a comparării, mut problema comparării. Da. Ligam 5 și 5. Spre cine? Deci echivalent acum, într-o aranjare. Spre cine să comparăm? Pe cine? 2 la 6. 2 la 6. Și 3 la 6. Cu vecinul, cu puterea vecină. Și 3 la 4. 3 la 4, corect. Acum, fiindcă noi mergem cu șmecherii, tu ai putea să calculezi efectiv asta. Dacă, fiindcă mergem cu șmecherii și că ai fost atât de inspirată că ai văzut acolo 30 ca 6 ori 5 și 20 ca 4 ori 5, gândește-te și aici dacă ai mai putea face o mișcare de asta, că m-ar interesa. Ca să fie foarte, să fie tot așa, tot cum a fost 5-5, să fie același exponent altul, probabil. 2. 2 ar fi foarte tare. Ai văzut divizorul între 6 și 4. Da, da. Adică cum să așez? Cum să aranjez? Mă gândeam să facem 2 la 6 la a doua, dar nu cred că e corect. Pe 6 cum se scrie? Da. +2. Merge și 4 plus 2, dar nu te avantajează. Tot o mulțire să fie. Tot o variantă de asta, de scriere. Ca o putere. Ca să-ți dea 6. Cât oricât. La mulțire, cât ori cât fac 6, hai, să ne ducem simplu. La mulțire. 2 ori 3. Păi 2 ori 3. 2 ori 3. Adică, cum să scriu? În loc de 2 la 6, să scriu, cum ai văzut tu aici, cât? 2 la 3 ori 2. 2 la 3 ori 2, corect, sau 2 la 3, totul la a doua. Da. Da? Pentru că știm bine, așa se zic o putere la o altă putere. Deci 2 la a treia, totul la a doua, asta ar fi scrierea lui 2 la a șasea și vecina sa, cum să o așezăm aici, pe 3 la a patra? Trei la a doua, totul la a doua. Corect. 3 la a doua, totul la a doua. Și acum, unde mutăm problema? Spre cine? Compararea cui? Fiindcă avem același exponent. 2 la a treia și 3 la a doua. Sigur că da. Deci, am același exponent, 2, 2. Și acum, dacă m-aș putea pronunța în legătură cu 2 la a treia față de cine? 3 la a doua. Și ce crezi, mă pot pronunța? Da. Adică? 3 la a doua e mai mare. 3 la a doua e mai mare, da? Deci, sensul așa va fi.
Și cum am avut echivalent, se duce această formă de scriere spre, iată, tot așa, nu? Mai mare. Exact. Aici mai mare. Deci se păstrează de acum mai mare acesta peste tot până ajungem la cine crezi? Exact la ceea ce ne interesa pe noi. 2 la 30 față 3 la 20. Vezi? Aici a fost forma foarte interesantă de lucru. Dacă am fi plecat invers, adică plecam de la 2 la 3 mai mic decât 3 la 2. La 2 la 6 și 3 la 4 deja am calculat, acolo m-am oprit și am calculat. Deci ai făcut aici și vezi, eu te-am împins încă un pas mai în față, că 2 la 6 tu știi să faci și da. Este calculabil. E cât vine 2 la 6? Cât ți-a dat ții când ai făcut 2 la 6? Un calcul care l-ai făcut la 2 la 6. Doi ori de 6 ori. Imediat. Ori zici 2 la 3 totul la a doua. 2 la 3 știi că face 8. 8 la a doua, 64. Da. Da? Deci rapid așa, 64 comparat cu... Am găsit. Eu am scris 62 din greșeală. Da, 64, da. Față de vecinul, 3 la 4 cât să fie? Optzeci și unu. Pe scurt, însemna 3 la a doua care face 9, la a doua, 81. Deci, da. Într-adevăr, 64 mai mic decât 81. Și te puteai opri aici. Dar să fac un pas mai înainte. Deci te puteai opri aici, așa cum ai spus tu. Dar noi, într-o chestie de, cum să spun, de o chestie plăcută, așa, am zis, hai să mai facem un pas. Că în 6 și 4 aveau ca 2, ca divizor pe 2. Și atunci am putut surprinde încă o etapă și am mutat problema mai jos, între 2 la 3 și 3 la 2. În final, practic aici este mezul problemei, 2 la 3 față 3 la 2, o inegalitate cunoscută, că 8 e mai mic decât 9, e foarte strânsă inegalitatea, foarte apropiată, nu? Așa, și asta exploatată, dus... De fapt, eu de aici trebuia să spun 2 la 3 mai mic decât 3 la 2, mai mic decât 9 și am ridicat la puterea 10 ambii. Și când am ridicat la puterea 10 a venit 2 la 3, deci 2 la 3 totul la 10 e mai mic decât 3 la 2, că se păstrează sensul inegalității, decât 3 la 2 totul la a 10. Și de aici a ieșit inegalitatea foarte rapidă, 2 la 30 mai mic decât 3 la 20. Spuneam ieri că n-am ce să spun, n-am cum să-ți dau niște, să spunem așa, lucruri foarte concrete, clare, ca tehnică de lucru, pentru a compara două puteri cu aceeași bază, cu baze diferite și exponenți diferiți, ci șmecherii, spuneam eu ieri, nu? Șmecherii, adică sunt lucruri la care trebuie să vedem că are în vedere niște inegalități de acestea. 2 la 3 față 3 la 2. Îți mai dădusem și 3 la 3 față de 5 la 2. Da? Hai să ne mai repetăm încă o dată. Deci, inegalitatea aceasta, care a avut-o ca temă, era vorba să compari pe 2 la 30 cu 3 la 20, ea a avut ascunsă, nu? Inegalitatea clasică, hai să o scriu cu roșu, deci în culise a fost inegalitatea aceasta clasică, 2 la a 3-a mai mic decât 3 la a 2-a. Și această inegalitate foarte, foarte, foarte importantă este sursă a altor inegalități. Că poți, plecând de la ea,
să ridici la puterea a 10-a, am ridicat eu, dar puteam să ridicăm numai la puterea a 13-a, ca să fii mai șmecher, așa, să nu fii foarte ușor de sesizat. Și atunci vinea 3 ori 13 și 2 ori 13. Deci, de la ea plecând, ridicând ambii membri la orice putere vrei tu, construiești o altă inegalitate. Da? Să vezi ce mi-a mai venit în minte acum. În timp ce vorbeam cu tine, hai să vezi cum anume pot fi aranjate astfel de inegalități care dau mare bătaie de cap. Deci, elevii și chiar profesorii intră în panică când văd două puteri cu baze diferite și exponenți diferiți. Deci, atenție, intră în panică și nu te mint. Și am să-ți arăt acum exact de ce se poate crea momentul de panică. Uite, plec de la asta. 2 la a 3-a e mai mic decât 3 la a 2-a, da? Asta e inegalitate clasică. Ridică tu la orice putere ambii membri și ea devine ce? Din asta. Ridică tu la o putere care vrei tu. 7? 7. Adică de aici vine 2 la putere. Vorbește tu de acum că mă... 2 la... 2 la puterea 10. Dacă ai zis la 7-a, totul la. Nu e. Deci, de la 3-a, totul la 7-a. Așa, 2 la 3-a, totul la 7-a, mai mic decât 3 la 2-a, totul la 7-a, care e echivalent cu... Doi la câta? Se mulcește, nu? 21. De ce stai pe gânduri? Da. Deci 2 la câta? Câteodată? 2 la puterea? 2 la puterea 21. Da, 21. E mai mic decât? Mai mic decât 3 la puterea 14. 3 la puterea 14. Știi, așa asta ar fi rezultatul compunerii. Dar noi, cum spuneam acum, să se compare, așa că nu știu cei care le oferim exercițiu. Și noi le spunem acum, să se compare puterile. Deci am construit un exercițiu acum, da? Spunem, să se compare puterile. E vorba de 2 la puterea 21 cu 3 la puterea a 14. Cei care au de făcut aceste exerciții trebuie să vadă că 14 și 21 au ca divizor pe 7. Și atunci ei trebuie să întoarcă înapoi. Vor scrie 2 la 3-a totul la 7-a, 3 la 2-a totul la 7-a. Și cum 7-a l-avem, i-am trimis spre 2 la 3-a mai mic decât 3 la 2-a și au descoperit inegalitatea clasică. Așa trebuie rezolvate astfel de exercițiu. Dar asta când am plecat la 7-a, poți să mai compui un altul? Tot de la asta plecând. Am plecat la 7-a, gândește... Mai mare sau mai mic? Deci tot de la 2 la 3-a, totul la, mai mic decât 3 la 2-a, plecând de la ea, ridicăm la o altă putere ambii membri. Am plecat-o la 7-a, gândește la altceva, indiferent 8. Ce număr. 8, ai zis? 9. 9, adică plecând de la 2 la 3-a, care e mai mic decât 3 la 2-a, eu vreau să-ți arăt acum care este activitatea din culise ale propunătorului. Da? Deci te invit acum ce facem noi.
să facem câțiva pași în ceea ce înseamnă compunerea gheșițului. Deci cel care compune gheșițul, deci de la ce a plecat? De la un adevăr. Cât 2 la 3, mai mic decât 3 la 2. Și atunci, el ridică la putere, ai spus tu, la a noua. Deci de aici se duce, spune 2 la 3, totul la a noua. E mai mic decât 3 la a doua, totul la a noua, da? Și care înseamnă echivalent 2 la ce putere? 2 la 2 la 3 totul la 9. Adică cât face? 27. Deci 2 la 27 mai mic decât 3 la puterea 3 la puterea 18. Corect. Și acum asta e compus gheșițul și spui așa. Să se compare puterile. Da? Ștergem acel ăsta. Noi în felul ăsta am compus în momentul de față două gheșiții. Să se compare 2 la 21 cu 3 la 14 și 2 la 27 cu 3 la 18. Sunt două gheșiții compuse de tine în condiții în care știi șmecheria de la care pleci și cum ai ridicat prima dată la 7 și pe urmă la a ce putere? La puterea a noua. Elevul care are în față gheșițul ăsta, sigur că el, dacă are experiență, se sizează mersul înapoi. Că 21 și cu 14 are pe 7 și atunci face demersul acela înapoi și 27 cu 18 are pe 9. Și atunci scrie 2 la 3 totul la 9 și 3 la 2 totul la 9. Și fiindcă 9 se conduce la 2 la 3 față 3 la 2 și iată răspunde la gheșițiu. Măriuca, dar acum am spus mai devreme că vreau să-ți arăt ceva foarte tare, foarte tare, încât profesorii se intre în panică. Până aici nu pare că ar fi motiv să intre în panică. Care e momentul acela? Este extraordinar. Deci suntem acum la un pas de a face un gheșițiu în care să creăm panică în rândul rezolvitorilor. Că noi nu știm care sunt rezolvitorii, dar trebuie să facem așa fel încât să ascundem gheșițiul cât se poate de tare. Hai să luăm pe ăsta. 3 la 27. Deci 3 la puterea 27. Față de cine? Față de 3 la 18. Despre care știm că este așa corect. E logic. Da? Știm asta. Dar aici în față e bine să spun că e mai mic decât 3 la puterea 26. Nu, aici era 2, parcă, Măriuca, nu? 2. Da. 2, că uitați. Că între 2 și 3 erau, nu? Deci 2 la 27 și 3 la 18. Dar așa e bine? 2 la 26 e mai mic decât 2 la 27? Da. Corect. Dar 3 la 18 e mai mic decât 3 la 19? Da. E, acum, dacă eu le spun așa, să se compare ăsta și cu ăsta. Bine, logic? Stai. Nu, deci momentul e foarte tare acum, că ei nu știu poanta asta aici. Deci acum zice să se compare 2 la 26 față de vecinul 3 la 19. Wow. Nu mai este acum telefonată ideea ca un divizor. Ce divizor să aibă? Înainte 27 și 18, da. Dar acum nu mai au divizorul comun. Că ne-am dus noi cu un pas mai în stânga, de la 27 la 26, și mai în dreapta, de la 18 la 19. Și am intrat într-un gheșițiu a cărui rezolvare, crede-mă, că nu
Nu au nicio șansă. Cel mai frumos exercițiu este acela pe care dacă îl compunem, să nu îl poată rezolva foarte repede. Să rezolve cât mai greu, cât mai dificil. Deci să ascundem ideea. Că ideea asta care a însemnat 2 la 3 mai mic decât 3 la 2, 8 mai mic decât 9, a fost preluată prin ridicare la 9, a fost aranjată așa și acum am mers mai în stânga cu unul mai mic decât el, că 2 la 26 față 2 la 27 vizibil, și m-am dus mai în dreapta un pic, 3 la 19, și am aranjat un exercițiu extraordinar de dificil. Extraordinar dificil. Dacă eu, cum se spune, n-aș ști șmecheria și mi-ar veni cineva să-mi propune acest exercițiu, crede-mă că aș intra în panică foarte rapid. Adică, în urma experienței care o am, știu că trebuie să se întâmple ceva cu 2 și cu 3, să fie dus în dreapta, ceva așa, și bâșbuie un pic exercițiu. Dar ca să-l și ascundem și mai mult, 26 poate să fie 4 ori, cât, 2 ori, cât fac 26? 2 ori 13, nu? 26, 2 ori 13. Hai să mai mișcăm un pic aici. În loc de 26, zicem 2 ori 13. Deci apar așa. 2 la puterea, 2 ori 13. Față de vecinul său, 3 la 19, lasă așa că e 19, număr prim, de așa te ia cu sughițuri. Nu știi ce să faci la asta. Iar 2 la puterea 2 ori 13, cum ar putea să fie scris? 4 la puterea, deci 4, că poți să scriu 2 la a doua, da. Totul la 13. Și știu sigur că sensul e de mai mic, așa, de la cei ce au fost înainte, mai mic decât 3 la a 19. Și acum înseamnă 4 la 13, 4 la 13, e mai mic decât 3 la a 19. Iată cum am compus acum un exercițiu foarte, foarte, foarte tare. Și atunci am să spun așa, să se compare puterile. Patru la 13 față de vecinul, 3 la 19. Patru la 13 față 3 la 19. Este extraordinar de dur și ca să te convingi că acesta este un exercițiu foarte, foarte dur, îți propun să vezi că nici americanii nu-l pot face. Da? Deci ce să faci? Există sau nu? Poftim? Există vreo rețetă sau vreo șmecherie? Băi, există asta care am pus-o noi la punct acum. Deci asta, dacă vrei să o pui ca exercițiu, intră în panică toată America. Deci toată America intră în panică în sensul că ea este dificilă, foarte, foarte dificilă. Noi am construit această problemă de comparare a două puteri cu baze diferite. Uite, 4 e mai mare ca 3, dar 13 e mai mic decât 19. Deci este extraordinar de dificil cu numere prime sus acolo, 13 și 19, nu am niciun divizor. Nimic, 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 nimic. Cu tine, acum, am reușit să aranjăm un exercițiu care presupune inventivitate deosebită. Inventivitate deosebită. Și cu asta ți-am atras atenția că plecând de la lucruri cunoscute, că 8 e mai mic decât 9,
am ridicat la puterea care, am ridicat ambii membri la puterea noua, că am văzut mai în stânga un pe 2 la 26, în dreapta pe 3 la 19 și s-a compus un exercițiu foarte interesant. Ăsta e șirul de inegalități pe care îl avem între puteri. Și el, ca să-l rezolve, trebuie să știe asta. Trebuie să știe, adică trebuie să miroase. Că se ascundă ăștia doi aici în interior, 2 la 27 și 3 la 18, despre care știe ceva. Și atunci marginile au rămas să fie adevărate și care s-au așezat așa. N-am făcut decât să-ți arat că de foarte multe ori exercițiile acelea dificile sunt făcute tot de oameni. Da? Tot de oameni sunt făcute. Când voi vă treziți, nu știu să fac exercițiul ăsta. Ei pleacă la niște șmecherii pe care le știu și aranjează niște chestii care creează un moment de panică. Ele sunt de tip olimpiadă după aceea. Deci așa ceva, spuneam, sunt de tip olimpiadă. O să, dacă vrei să te convingi, uite, dai și lui Ana. Propune lui Ana de seară exercițiul ăsta să vezi. Îi trimiți prin WhatsApp sau cum știi tu să-l trimiți. Spune, eu te compar tu puterile astea, să vedem. Da? O să te convingi că e un exercițiu foarte, foarte frumos. Asta va fi și un subiect de discuție când, dacă ea te va întreba cum ai făcut, cum se... Nu știu, l-am găsit și eu și vreau să văd cum voi americani rezolvați exercițiul ăsta. Da? Și o să discutăm, s-ar putea să fie și o discuție, mă introduci într-o discuție de sâmbătă sau duminică când o stau de vorbă cu ei, pentru că pe perioada asta se vor gândi la inegalitatea asta, să încerci să o rezolve și atunci o să vedem exact. Bun, hai să vedem și ce ți-a mai dat, fracțiile cele să le adune. Hai să le vedem și cele. Care e o fracție? Te rog să spui că nu le am. 1 pe 1 pe 1 pe 48. 1 pe 48, da. Altul nu mai știu, spune mai departe dacă vrei. Imediat. Plus 3 pe 72. Plus 3 pe 72. Minus sau ce era? Da, minus 1 pe 54. 1 supra 54. Egal cu, da? Da. Te rog, spune-mi ce reacție ai avut aici. Mai întâi am vrut să văd ce număr e, care e un divizor comun. Deci care e cel mai mic multiplu, cel mai mic număr care să se împarte exact la fiecare? Da. Cel mai mic multiplu comun se numește asta. Care e 2? Și cum ai procedat ca să-l găsești? Deci am împărțit la 2 și am făcut 1 sub... Deci mai întâi, 1 supra 24. De ce 24? Ca să fie la fel și după aia înmulțesc sus. Acel număr la care visăm noi, încât pe el să-l împărțim la fiecare din el, să fac împărțirea exact, se numește cel mai mic multiplu comun. Știi că așa am discutat, da? E cel mai mic număr
care are calitatea asta că se împarte exact și la 48, și la 72, și la 54. Doi. Și cum procedam noi? Am zis așa, pe 48 le descompunem, nu? 48 egal cu... Egal cu 12 ori 2. 12 ori 2, da? 12 ori 2 nu fac 48. E 24 ori 2. 24 ori 2. Care e egal mai departe cu? La rândul 24 nu e prim. Deci are și el descompunere. Da. Cum? Stai să fac para. Cel mai bine era așa, descompunerea și rapid, nu? 48. Și ducând o bară, facem descompunerea și zicem prin 2, da? 2. 2 în 4 de 2 ori, 2 în 8 de 4 3 ori, la 2. 4. Ai făcut deodată? Am descompus. Ah, încă o dată un 2, nu? Da. Și bine că tot 2 în 2 odată, 2 în 4 de 2 ori. Și de ce? Dar de ce ai scos pe 28? Pe 48, nu cu averea pe 24 să descompunem? Păi la rândul de 24 iar merge prin 2, am spus, nu? 2 în 2 odată, 2 în 4 de 2 ori. Iar Da. prin 2. 48, nu cumva doar trebuia 24. Păi 48 a fost. Dacă 48 prin 2 nu face 24, împărțit prin 2. Ah. Aici punem câtul împărțirii, nu? 48 împărțit la 2, câtul e 24. Iarăși, 24 împărțit la 2, e 12. 12 împărțit la 2, 6. 6 împărțit la 2, 3. 3 merge prin 3, 3 împărțit la 3, odată. Și până ajungem la 1. Și cât ți-a dat, cât a dat? 20. Cât este 48 în descompunere? Doi la patra, Așa. Ori? por trei. Ori 3. Ăsta e 48. Hai să vedem 72. Descompunem și pe 72, da? Da. Ia să vedem. 72 prin cât? Prin 2. Un pic. Hai, dar vorbești cu voce, te rog, ca să pot să urmăresc și eu. Bine, Deci 2 în 7. 2 în 7 de 3 ori. Da. Deci 2 în 12, da, 1 ori, am cobrat pe 2, asta facem în minte. 2 în 12. 6. Da. 2. Iar prin 2, da. Vorbește, vorbește că mă interesează să... 2 în 3. 18, Deci 18. 2, Iar prin 2, da. 9, Da. Și dacă la 9 ai deodată descompunerea, poți să-mi spui cât este. da, 3 la a doua. 3 la 2. Și pui 3 la 2 și ai terminat. Și acum 72 cu cine este egal? De la a treia Ori? ori treia a doua. 3 la 2. 2 la 3 ori 3 la 2. 54.
Hai să vedem 54 cu 5 este egal. Facem descompunerea, da? Te rog. 2. Prin 2, da. Vorbește, vorbește, Mariuca, continuu. 2. 2 în 5 merge de 2 ori și zi, rămâne unul acolo, rest, cobor pe 4, 14, 2 în 14. 6. Da. 7, pardon. 3. Prin 3, da. 3 în 2, 7. 9. Și 9 știi cât este. Da. 3 la 2. Și 2, 7 puteai să vezi că e 3 la 3, da? Ai mers prin 3 și prindezi rapid acolo. Deci care este 54? Care e descompunerea? 2 ori 3 la 3. 2 ori 3 la 3. Și acum, cel mai mic multiplu comun egal cu doi la patra. Corect, foarte bine. Deci ai privit la toți de al de doi și dintre toți le-ai luat pe cel cu exponentul cel mai mare, 2 la 4. Ori 2 la 3. Ori? De la 4. Deci 2 la, ai zis 2 la 4 foarte bine și ai terminat cu al de 2, că ai luat dintre cei comuni pe cel cu exponentul cel mai mare, 4. Da. Acum te duci la cei de cu 3 la 3. Ori 3 la 3, sigur că da. Iarăși dintre cei cu 3 e luat pe cel mai mare și acum vrei să vezi dacă mai ai și necomuni. Ei și pe toți cei necomuni. N-a mai fost nimic aici. Că nu mai există un alt factor din descompunerea aceasta. Deci au fost numai comuni. 2 la 4 și 3 la 3. Și ca număr care rezultă este cât? Numărul acesta care rezultă la mulțire? 2 la 4 cât face? 2 la 4 face 16. 16, corect. Ori? 3 la 3? 27. Ori 27. Te rog să mulțești 16 ori 27, să văd ce număr găsești. Bine. Zic cu voce? Da. Mă interesează cu voce, sigur. Bine. Șapte în șase. Hai, cât face șapte ori șase? 6. Trebuie să ai în vedere repede 6 ori 7, care e egal cu 6 ori. Asta în mintea ta trebuie să fie într-o viteză maximă, 5 plus 2. Și faci 6 ori 5, 30. Plus 6 ori 2, 12. 30 plus 12? 42. Deci 6 ori 7, 42. 2 scriem 4. Ține minte, termină mulțirea. Ești da. La mulțirea cu 7, da? 7 ori 6, 42. 7 ori 1, 7. 7 ori 1, 7 și cu 4, 11. 11. 0. Deci linia 1, 4,
2, da? 142. Acum începem mulțirea cu cifra 10 cu 2. 2 ori 6... 2 ori 6, ce, de ce stai blocată? 14, 1... 12, 2 și 1... Da. 2 ori 1, 2 și 1, 3. Cât îți iese la, la mulțirea asta? 432. 432. Eu așa am făcut, așa în mintea mea, repede acest lucru. Deci am vrut să fac și o estimare la mulțirea asta. Deci dacă vezi, n-am scris nimic și mă gândeam așa. Zic că în mod sigur, la mulțirea asta, 16, dacă ar mai fi aproape de 20, 20 ori 20 fac 40, 20 ori 20 fac 400, e pe undeva pe lângă 400, 400 și ceva, zic, dacă mi se dă un răspuns de tipul fac 700, fac 600, sigur că sar în sus. Dacă îmi dă mult sub 400, iar nu-mi place. Deci, în jur de 400 trebuia să bată rezultatul și tu ai zis așa. 99. Deci 16 ori 27, ai zis așa fac. 7 ori 6, 42, 2 și 4, 7 ori 11, 142. 112 este prima linie, apoi cu 2, 2 ori 6, 12, 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. Și iată 2, 3, 4. 432 este răspunsul corect. Și acum, 432 trebuie împărțit la 48, la 72 și la 54, ca să vedem cu cât amplificăm. Deci, numitorul comun a acestor trei numere este, într-adevăr, așa cum am spus, 432. 432. Da, este 432. Și acest 432 se împarte pe rând la fiecare numitor, ca să vedem cât amplificăm. Deci numitorul comun este 432 și fă-mi împărțirea la 48, la 72, la 54, ca să știu cu cât amplific. Hai, prima împărțire. Cu... Fă împărțirea să vedem cu cât. Deci 432 împărțit 6. La 48. Ia să vedem cât face. Ideea. Cam de câte ori bănuiești tu? Nu, nu numai pe primele două, ci toate trei trebuie să-l luăm? Da. Cinci ori? Cam cât ți se pare? Cum ți se pare? Mult, mult? Puțin? Puțin. 48 ar fi aproape 50. Ca 5 în 40. 5 în 40 merge de 8 ori. Dar uite că am 43. Eu aș zice chiar din 9 ori. Încercăm cu 9, maxim cu putință. N-aș zice, dar în fine, hai să încercăm. Ia vezi. 8 ori 9, 72. Iată, ăsta e motivul. Că am văzut 2 aici. Și mă întrebam, 8 ori cât se fac cu 2? Că trebuie să împarte exact. 9 ori 4. 36.
Uite, dacă ai inexactitate, dacă nu ți-e clar, 4 ori 9, poți să, în mintea ta trebuie să lucrezi așa, 4 ori 10 minus 1. Deci așa trebuie să întâmple foarte rapid. Adică 40 minus 4 ori 1, 4. 36, da. 36, dar așa, foarte rapid. Okay. Deci cât zici 4 ori 9, primea ta pe 9 ori 10 minus 1, 40 minus 4. Și 36 se apare rapid ca urmare a calculului care l-ai făcut. Da? Deci așa trebuie să se întâmple ca să ai siguranță. Deci 36, 4 ori 9, 36. Deci 36 și cu cât am zis mai înainte? 7. Cu 7, nu? Da. 36 și cu 7? Deci 43 face exact așa cât trebuie. Și iată, de 9 ori am amplificat pe prima. A mers perfect. Ai înțeles de ce m-am gândit eu că cu 9? Da. Pentru că am și văzut controlul aici, 8 ori 9, 72. Deci dacă știu bine tabla mulțirii, imediat mă și duc ușor. Am estimat așa că da, nu, dacă de 5 ori ar fi fost, ar fi fost 5 ori 4, 20, prea puțin, 40 am aici, nu. Deci de 9 ori, maxim cu putință. Ca cifre, mai mult de atâta nu se poate. Deci 9. Mai departe, hai să vedem la 72. Același număr, 432, 432, să-l împărțim la 72. Iar pe toate trei trebuie să le luăm. Toate trei le luăm, sigur. Eu zic de 7 ori. 7 ori, dar 7 ori 2 fac 14 și nu, nu-i bine. Atunci 6. Atunci 6, că se leagă, nu? 6 ori 2, 12. 6. Și zicem. 6 ori 2, 12. Imediat. Așa. Șase ori doi, 12. Da. Hai, du-te mai departe. Ok. Cum vine? De ce stai pe gânduri? Hai, continuă să terminăm. Vreau să 7.42. Așa. Și cu 1... 47, deci 42 și cu 1? 43. 43, exact cât trebuie. Ți-am zis, aici trebuie să fac împărțirea exactă dacă am lucrat bine. Deci de 6 ori amplificăm mai, da? Și acum, același număr trebuie să-l împărțim la 54. De 8 ori. Deci 432... Împărțim la 54. De câte ori crezi tu că merge? De 8 ori? Nu. Când am împărțit la 48, am mers de 9 ori. La 54 împărțim unul mai mare decât el și trebuie să fie mai mic decât 9. E de așteptat să fie, așa cum ai spus, 8. Și acum trebuie să vezi dacă 8-ul ăsta face bine. 8 ori 4 pentru ultima cifră. 8 ori 8. 8 ori 4. 8 ori 4. Păi facem
Repede trebuie să, în mintea ta trebuie să apară 4 ori 8. 4 ori 8, eu așa fac. Egal cu 4 ori. În loc de 8, pun 10 minus 2 și faci atunci 40. Deci când depășesc, când e 8 și 9, pun 10 minus. Fie minus 2, fie minus 1. Depinde dacă e 8, 10 minus 2, dacă e 9, 10 minus 1. Și atunci vine 40 minus 4 ori 2, 8. 32. 32. Deci 32 și atunci cu siguranță spus. Nu eram sigură dacă era 32, dar era... Am văzut că nu era sigur că dacă e 32. 4 ori 32, deci de aici vine. Deci, Măriuca, trebuie să înțelegi că la tabla mulțirii, cei care au învățat un mecanic și tu te stădui foarte mult ca să reții, din păcate, memoria joacă feste. Și atunci, ca să avem legături, asta trebuie să înțelegi. Când zicem 4 ori 6, fiindcă 6 e mai aproape de 5, zic 4 ori 5 plus 1. Dar asta se întâmplă în mintea ta. Și 4 ori 5 fac 20, plus 4 ori 1, 4, și fac 24. Deci asta când ne mulțim cu 6 și cu 7. La 4 ori 7, zic egal cu 4 ori, în loc de 7, 5 plus 2. Și face 4 ori 5, 20, plus 4 ori 2, 8. Iată de ce 4 ori 7 egal cu 28. Dar, repet, în toată aceasta, nu neapărat trebuie să o faci pe foaie. Pentru început o faci pe foaie ca să-ți dai seama, dar așa cum îți spuneam, când înmulțim cu 6 și cu 7, când factorul al doilea este 6 sau 7, al doilea este 6 sau 7, zicem 5 plus 1 pe 6 și 5 plus 2 pentru 7. Când este factorul al doilea 8 sau 9, zicem 10, că 8 sau 9 e mai aproape de 10. Și de aceea zicem 10 minus 1 sau 10 minus 2. Deci așa trebuie să înțelegi, pentru că numai repetând și având această idee care ți-am comunicat-o, vei avea siguranță și exersând, vei face foarte rapid în minte. Eu totdeauna când zice cineva 7 ori 9, păi 7 ori 9 nu, poate nu-mi vine să zic că-ți face, dar zic 9 este 10 minus 1, 70 minus 7, 63. Hop! Deci a apărut 63. Dar repet, într-o viteză, eu când am zis 7 ori 9, la mine 9 s-a făcut 10 minus 1 și așa și mulți 70 minus 7. Eu am ajuns la 70 minus 7. 63 vine natural. Nici nu are timp să-ți termin întrebarea sau eu nu am timp să-mi pun întrebarea, că rezultatul vine ca urmare a acestui calcul care îl fac mental. Deci îl fac în mintea mea. Deci 9 îl scriu ca 10 minus 1, iar 8 îl scriu ca fiind 10 minus 2. Pe 6, 5 plus 1 și pe 7, 5 plus 2. Și asta îmi dă o siguranță maximă. De aceea și antrenamentul, siguranța vine și viteza crește când fac multe înmulțiri de acestea. Așa încât hai să terminăm exercițiul ăsta și să arăt concret cum fac eu o înmulțire în viteza cea mai mare. Aici cât am zis că înmulțim, aici cu cât nu ieșit la împărțire. Nu am terminat împărțirea. Hai să o terminăm. Deci 432 împărțit la 54 de 8 ori, da? 8 ori 4. Cât facem? Am făcut-o parcă. Da, 8 ori 4, 32. 32, 2 și 3. 8 ori 5. 8 ori 5. 40. Și cu 3, 43. 43, deci e perfect. Da? Împărțirea nu a ieșit exact, este bine. De 8 ori punem aici, era de așteptat că mai mic decât 9 și 8 ori este cel care... Și acum zicem 9 ori 1, 9, nu? Că după ce am amplificat, am pus numitorul comun 432, zic 9 plus 6 ori 3, cât este? Plus
6 ori 3 egal cu 6 ori 3, te gândești la 3 ori 6. 3 ori 6. Iar pe 6 îl scriu ca fiind de 5 plus 1. 3 ori 5 plus 1. Și face 3 ori 5, 15. Plus 3 ori 1, 3. 15 plus 3, 18. Deci 3 ori 6, 18. Ori te gândești că doar 3 de 6 aduni. 6 plus 6 plus 6 diminuie 12 și cu 6, 18. Ori te gândești la ceea ce ți-am spus mai devreme. Așa, dar vine 6 ori 3, 18. Și minus 8 ori 1, 8. Da. În final, cât face calculul ăsta? 9 plus 18 minus 8. 9 plus 18. 8. Dacă scad 8 din 18, 10. Deci rămâne 10 și cu 9? 10. 19. Deci asta așa faci, rapid. 18 minus 8 fac 10 și cu 9, 19. Sigur că dacă le ieși în ordine, tot atât de bine merge. Supra 432. Deci rezultatul este 19 supra 432. Știi bine, noi nu lăsăm o fracție așa până nu o cercetăm. O fie a ireductibilă sau ce să pot să spun aici? A cerceta dacă este sau nu reductibilă înseamnă a vedea dacă se mai poate simplifica prin ceva. Și numărătorul și numitorul. Adică să se împarte de exact și numărător prin 2. Hai să vedem. Merge? Nu. Nu? Că vrea asta de jos, da, îi place. Pe 432. Deci prin cât? Cel mult prin 19. Că 19 nu are nici alt divizor. Deci cel mai mic este 19. El, 19 fiind număr prim, nu are divizori. Și atunci fracția asta, dacă se simplifică, eventual, prin 19. Adică trebuie să facem 432 împărțit la 19. Ia să vedem. Se împarte? 432 împărțit la 19. Împărțit la 19. Doi. Deci vine de două ori, 2 ori 8, 19, 38. Da. Hai. Scriem. Am scris scade, fă scăderea, te rog. Cinci. Cinci, deci 8 din 13, 2. 5. Și nimic, coborâm pe 2, 52. Tot prin 2, că prin 3 e 57. Tot prin 2 și cu asta s-a văzut că nu mai poate să fie... Da. Avem rest, nu se divide. Înseamnă că, deci putem spune că 432 nu se divide, adică 3 puncte tăiate la 19. Și atunci înseamnă că 19 supra 432 ireductibilă. Deci este nesimplificabilă, ireductibilă. Concluzia este că suma aceasta a fracțiilor respective este 19 supra 432. Hai să mai repetăm o dată cum anume
Să adună două sau mai multe fracții. Cum să adună două sau mai multe fracții? Că după aia trebuie să... Ne oprim, da? Din păcate, da. Așa. Ne oprim. Deci, facem acum ca un fel de recapitulare. Așa, așa, așa. Cum se împart, cum să adună două sau mai multe fracții? Sau cum se numește? Fantezia sau... Cum? Sau cum se... Fantezia... Nu, nu fantezia. Că se mai zice altcumva, cum a zis tati, să faci tu după fiecare lecție ceva, dar am uitat cum. A, sinteză. Sinteză. A, așa, sinteza. Sinteza lecției. Hai să facem sinteza, sinteza orei, nu? Da. Ce am discutat mai întâi, în prima parte? Hai să vedem așa. Compararea Așa. A două puteri. Cu baze și exponenți diferiți. Da? Și care deci sunt compararea două puteri cu baze și exponenți diferiți. Ce ai înțeles din discuția noastră? Că la început arată grea, dar după ce o mai descompuni. Deci, ele sunt niște egheșiții de un grad de dificultate major. De ce? Pentru că n-ai bazele la fel, nici exponenții la fel. Că dacă ai avea bazele la fel, te-ai îndrepta privirea spre exponenți. Dacă ai avea exponenții la fel, te-ai îndrepta privirea spre baze. Și aici nu există rețete, nu? Am spus așa, că nu există rețete, ci sunt niște inegalități clasice, care sunt la bază și pe ele le folosim. Și propunătorii de subiecte, sau când își propun să facă ieșiții de acestea așa de dure, au la bază 8 mai mica 9 bunoară, pe 82 la 3 și pe 93 la 2. Și știind că 8 e mai mic decât 9, adică 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2, pe urmă pleacă de la acest adevăr și ridică ambii la aceeași putere, ambele putere, prima și pe a doua la aceeași putere și construiesc un alt egheșiciu. A fost la tine 20 și 30, a fost foarte ușor de sezizat că 10 ar fi fost, nu? Dar tu ai luat-o ușor mai întâi prin 5, pe urmă prin 2 și ne-am dus. Asta a fost compararea a două puteri cu baze și exponenți diferiți. Și prima parte a doua a temei a fost asta, să adunăm fracțiile acestea. Ei, acum vorbește tu la fracții, ca să adunăm două sau mai multe fracții, povestește tu cum se procedează, ca în limbajul tău. Trebuie să aducem fiecare numitor. Da, luăm fiecare numitor în parte, da. Parte. Și vedem care e cel mai mic multiplu. Nu, și îl descompune, da? Da, fiecare îl descompunem și factor... după aia cel mai mic multiplu comun. Și aflarea cum se iau? Dintre cei comuni, tot al limbajul tău vreau măricat. Deci cu limbajul tău. Dintre cei comuni se iau cei cu exponentul cel mai mare. Da. Iar dintre cei necomuni, nu, cei comuni, cum a fost la noi, 2 la 3, 2 la 2, 2 la 4, am luat pe 2 la 4, aici pe 3 la 3, și dacă ar fi fost și necomuni, luam și pe cei necomuni. Și se dă, în calculul care urmează, dă un răspuns. Cum ne-a dat 9,432. Acesta e cel mai mic număr care se împarte exact și la 48, la 72 și la 54. Și, pentru a vedea cât amplificăm, împărțim pe fiecare. Pe 432 la 48, la 72, la 54 și la 48 mi-a dat 9, la 72 mi-a dat 6 și la 54 mi-a dat 8. Da? După care se fac calcule și în felul ăsta am găsit o fracție, n-am acceptat-o așa de la sine, ci am vrut să vedem dacă fracția asta este ireductibilă. Ne-am uitat la cel mai mic, 19, am văzut când măr prim și eventual dacă fracția asta s-ar fi putut, s-ar mai fi simplificat, ar mai fi fost reductibilă, lucrul ăsta s-ar fi făcut prin, 400, prin 19. Și am încercat împărțirea și n-a mers. Și atunci am tras concluzia că este ireductibilă. Cum noi am făcut
împărțirii, aș vrea să văd, Măriuca, fracția asta cum o aranjez sub formă zecimală. Adică să împați pe 19 la 432 ca temă și să constați dacă... Adică să vezi împărțirea asta, se termină, când se termină, cum este. Că am zis că orice împărțire, fie că se termină undeva, fie că începe la un loc încolo să se repete grupul de cifre, că să fie periodică, simplă sau mixtă. Deci asta îți rămâne ca temă, da? Deci asta am făcut mai acum. Un pic. Da? Deci, da. Reiau încă o dată? Deci asta e tema, să faci împărțirea asta, efectiv. Ah, ok. Da? Și să faci cât mai multe mulțiri, câte vrei tu, știi, cu schimbarea, comutativitatea factorilor, în care să aplici tehnica mea și să meargă viteza de lucru. Nu spun câte să faci, câte crezi tu. Bine. Da, să-mi arăți. Bine. La revedere. Pa. Pa.